Bine ați venit la Goalgetter, sunt Ionuț Rada și eu sunt Ciprian Stoica. Iar astăzi v-am pregătit câteva sfaturi pentru a deveni un portar mai bun. Câteva lucruri pe care le puteți face acasă ca să apărați mai bine. Iar astăzi am pregătit 3 clipuri cu 3 portari foarte buni, de la care o să învățăm foarte multe lucruri. Hai să vedem. Primul este Ederson. Ce paradă! Incredibil ce paradă a făcut. După care a doua paradă este a lui Courtois. Courtois, ok. De la Euro asta. Deci cum a respins șutul, cum a împins în picioare, cum s-a întins după minge. Iar cea de-a treia paradă a lui Buffon, incredibil. Incredibil cum salvează mingile Buffon și are o vârstă înaintată, țineți cont de asta, și totuși reușește să facă astfel de parade. Așa că mergem pe teren, Ionuț, să le spunem câteva lucruri, câteva sfaturi pe care o să vi le dăm ca să vă ajute, așa cum am spus, să apărați mai bine. Hai, Ciprian. Hai să mergem. Astăzi o să vorbim despre cum să devii un portar mai bun. Și avem doi invitați. Salut, sunt Sandu Codruț și joc la Rapid. Salut, sunt Teșanu Mihai, jucător la Chindia Târgoviște. O să te rog să ne spui câteva lucruri de bază. Sunt destul de multe lucruri care sunt foarte importante ca un copil la început de drum trebuie să le aibă în vedere ca să aibă șanse. ABC-ul fotbalului. Da, să ajungă un portar bun. Cum ar trebui să se poziționeze în poartă, de exemplu? Începem, Ciprian, o să te rog pe tine să mergem în diferite zone ale terenului din careu, pentru că este important cum se așează în poartă, nu? Este o poartă mare, trebuie să ne spui și cât are poarta, pentru că asta e important. 7,32 cu 2,44 m. Dimensiunile avem, așa că trebuie să ocupăm poziția asta, trebuie să ocupăm toată poarta asta. Așa că o să luăm niște situații din careu, cam cum ar trebui să se așeze portarul în funcție de minge. În poziția în care este Ciprian acolo, dacă el, să zicem că într-o situație de joc a reușit să scape 1-1 de marcajul unui fundaș, bun. Da. Trebuie să încerc să închid cât mai mult din poartă, cu cât îl întâmpin mai mult, cu atât unghiul îi va fi mai închis. E și foarte important ca portarii să nu plece dinainte. Aici, practic, mi-a închis, îl conduci. Mi-a închis unghiul și la fel m-a condus în zona laterală. De aici, mă, normal, nu prea ar avea cum să marchez. Dacă stau bine, da, okay. Și aștept, nu prea ar avea cum să înscrie. Bun, o altă situație o să fie pe zonă centrală. Nu, am făcut o acțiune din zonă laterală. Mihai, în momentul în care un atacant sau un adversar a driblat ultimul fundaș, practic ne-a arătat cum ar trebui să se poziționeze un portar într-un duel 1 contra 1 cu adversarul. În partea stânga mea, dacă adversarul este dreptaci, el oarecum din poziție își închide unghiul. Pe centru, poarta este mare, e mai greu să închizi unghiul și are mai multe șanse. Din partea dreaptă, okay, și mai mult pentru că își deschide. Tu poarta. Te poziționezi în poartă și în funcție și de în piciorul funcție. Adversarului? Da. Tot la fel așteptăm. Când mingea nu este în control, să încerci să închizi unghiul. Când este în control, este bine să nu te prindă în mișcare, pentru că atunci poate să lovească și să te prindă în mișcare și în momentul în care te prinde în mișcare nu prea mai ai prea multe șanse. Pentru că mingea e mai rapidă decât ai putea tu să reacționezi. Clar, da. Să zicem, eu sunt fundaș, da, sunt fundașul central. Eu practic trebuie să închid colțul lung. Da, și tu rolul tău să-l conduci, adică mai ales că știm amândoi, okay, și tu și eu că este dreptaci, să cumva să-l direcționezi către stâng. Către piciorul lui stâng. Codruț, cât de important este să comunici, ok, cu toată echipa, dar cel mai important cu linia de apărare. Este foarte important pentru că tu îți faci jocul ușor vorbind cu apărarea ta. Cum ar trebui să vorbească un portar cu fundașii, cu linia de apărare? De exemplu, dacă mingea este pe partea dreaptă, spui fundașului stânga să strângă, să fie atent la omul din stânga să nu intre în interior. Trebuie cumva cei care ne urmăresc să învețe primii pași despre cum să devii un portar mai bun. În momentul în care prinde mingea, mâinile să fie poziționate așa, să se creeze un triunghi imaginar. În situația aceasta e foarte dificil să treacă mingea printre brațe. Să zicem că vine mingea un pic mai tare sau îți sare și nu reușești să o prinzi dacă trece de mâini, să nu treacă de genunchi. Foarte important. Ok, o să dau în partea asta Codruț. Cum ar trebui să țină piciorul? Cum ar trebui să se... La fel, se lovească, având în vedere că mingea a venit încet, acum noi explicăm, știam și am văzut că Ciprian va șuta jos și va șuta în stânga. Codruța te uiți la poziția picioarelor? Clar.
a văzut foarte bine că va șuta jos și a luat o poziție joasă, a depărtat, a mutat piciorul stâng și s-a culcat, s-a pregătit, a prins pentru mingea foarte bine. Da. Ciprian, o să te rog să vii cu o centrare și o să ne explici. Așteptăm centrarea și putem să ieșim un pic mai mult pentru a ajuta și fundașii să nu se apropie foarte mult. Din poziția aceea, dacă eu stau în poziția asta, va trebui să centreze mult mai departe. Dacă o dă undeva în 6 metri, am foarte mari șanse să intervin. E important să avem o distanță optimă, să ajungem și în caz că există un fotbalist foarte tehnic și încearcă să dea pe poartă, să avem cum să intervenim, dar cele mai mari șanse și cea mai mare probabilitate de acolo este să centreze și e important să ne luăm o poziție așa fel încât să putem să ajutăm un pic fundașii. Practic, responsabilitatea ta este ce este în față, nu? Ce aici este în față, da. Clar, dacă vedem că Ciprian de acolo nu poate să dea foarte, foarte tare pentru că mingea s-ar duce în aut. Okay. De acolo încearcă să bage piciorul sub ea și se duce și noi am avea timp să ne mutăm în caz că ajunge pe bara a doua, dar nu putem interveni neapărat. Okay. Dar putem să avem timp să ne poziționăm, okay, și să intervenim la o eventuală finalizare, okay, atacantului. Bun. Aici este cumva și destul, pentru că în momentul în care o prinzi aici ar putea să intervină atacantul. Să intervine atacantul, da. Băieți, vă mulțumim, mulțumim Codruț, mulțumim Mihai, însă hai să vă mai dăm niște șuturi la poartă, să vă mai antrenăm. Sper că v-au ajutat sfaturile noastre. Like, share, subscribe, Goal Getters!